N-avem nicio șansă, așa e de fiecare dată. El dă forfeit. Mai aveam câteva secunde să dăm, dar el se dă bătut acum. Dă-i, 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 dă-i. Na, mă, necredincioșilor. Vezi că e forță și el vrea să dea forfeit. Păi dacă dădeam eu forfeit, mai dădea? 0-0-0, gen. A dat forfeit al meu. Este inadmisibil așa ceva. Hai, dă capul meu. Nu-mi vine să cred că am dat. Mă bubuie. Wow, deci dacă îl câștig pe ăsta chat. Nu te cred. Bine, mă! Na, mă, na! Na, mă, na! Necredincioșilor au câștigat 2 versus 1. Și acum să vezi că n-am filmat. Mamă, păi... Îmi iau, uite așa. Îmi iau toate zilele. Salutare, eu sunt Gixi și bine ați revenit într-un nou videoclip de Rocket League. Astăzi, în premieră, o să încercăm în sezonul 15. Dăm start. Wow, ce mișto e background-ul din spate. Trebuia să primim niște iteme, dar probabil eu ieri am intrat în joc și n-am mai primit, dar în fine. Chiar sunt curios și au băgat băieții la Rocket Pass, ia să vedem. Oh, Nissan Fairlandis. Oh, mai. Vezi că arată forță, ia. La ce tier e a doua mașină? Cred că la 35? A, nu. Uite, la 40. Mamă, vezi că e forță. Îmi place mai mult aia de la 1. Eu nu știu dacă o să mă joc sezonul ăsta, o să mă decid, dar e blana mașina. Hai că ne băgăm în primul meci. Am intrat în primul meci, frate, după câteva zile în care n-am mai jucat. Sincer, am vrut să postez zilele astea, dar am avut niște probleme personale și n-am putut filma. Așa că o să vedeți clipul ăsta, habar n-am păcât, dar o să-l vedeți. Nu știu ce fac, sincer, că e primul meci, dar m-am întrezit și că nu sunt încălzit, deși trebuia să-mi fac training-ul, dar nu mi l-am făcut. Văd că acolo în chat arată 4:40, what? Ce e aia? Nu înțeleg. A, minutul! Ți arată minutul când ai scris pe chat. Bă, inteligent. Chiar frumos. Bine că a oprit-o, că altfel se ducea în perete și era mai greu de scos. Dă-i tu? A, oala. A, ok, bine. Nici mai așteptam să fie gol, în fine. Chiar mă întrebam, frate, ce e cu timpul ăla și după aia m-am dat seama că e de la chat. Mișto. Sincer, ar trebui să adauge băieții multe chestii noi în Rocket, să facă jocul mai bun. Și nu doar să facă jocul mai bun, doar să adauge și ei, gen, funcții noi, gen. Opa. Bine că n-a fost, hai că i-am dat bumble-ul ăla, dar totuși a reușit să dea. Ok. Opa. Și am văzut, frate, că penultimul meu live sau nu mai știu, da, penultimul, mamă cum a dat să nu mă așteptam, a făcut 325 de vizionări, frate. E cel mai popular live stream de pe canalul meu, frate. Am rămas mask, frate. Opa. Bine că a fost teammate-ul meu pe zonă. Dă-i, încă o dată. Aoleu. Măicuța domnului. E că n-am boost. Mamă, de ce azi m-am simțit de aiurea? Și nu știu, nici nu știu cum să explic cum am simțit, frate, așa de rău m-am simțit. Și am dormit, cred că vreo 4 ore, frate, și m-am simțit mai bine, frate. Bine, nu cred că 4 ore, dar 3 ore tot am dormit. Eram, băi, frate, deci eram epuizat total. Deci total, eram epuizat. Știi faza că se zice când mănânci și recapezi putere, eu sunt genul de persoană când mănânc vine să dorm, gen. O să luăm gol, nu? Da. Al meu a sărit la benguială. Ok, hai să se ducă teammate-ul meu, o să iau boost-ul ăsta de aici din dreapta. Bă, aproape venea, da. Cam aiurea. Ok, am plasat-o destul de binișor.
Hai, dai teammate. Teammate. Mamă, trebuia să se bage, trebuia să facă pic. Au dat bolanciul ăsta. N-am boost, dai tu. Ok, o dă bine, deocamdată. Opa, ce tare ai dat. Se vede că ai mâncat azi. Ah, un pic, bă, un pic mai așa. Ok. Ține-o, bine. Nu e gol. Băga-mi mea-și. What? A fost lag. Bă, nu știu, pe Steam, când joci pe Steam e foarte mult lag. Am pățit de multe ori și am zis că o să mă mut pe Epic Games, dar m-am mutat pe Adrian. Înțelegi? Ok, am atins-o, dar e mult lag, nu știu dacă observați, dar eu când joc observ. E mai greu pe filmare, e altceva și când joci e altceva. Înțelegi? Așa e mereu. A, că a ratat, o să dau așa măcar. A, nu mai dau că ajunge el. Dă-i timid, te rog. Vine ala, n-am boost. Ți-am pasat, dar tu ai venit iar. În cazul în care dădeam, l-am gol. A, m-a bubuit, mă. Ce aiurea. Ce aiurea. Mulțumesc, chiar te pup, chiar. Nici nu vreau să dau dacă e. Chiar. Ai făcut o favoare. Dă-i, frate, unde ești? Ai, dă capul meu. Ci că n-au problem și mai sunt 30 de secunde și el mi-a luat șutul după gol. Dă-i, 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 dă-i. Bine? O dă Zani. Uite că e gol. A luat-o. No, a venit măciuca p***li. A venit prostul ăla. N-avem nicio șansă, așa e de fiecare dată. El dă forfeit. Mai aveam câteva secunde să dăm, dar el se dă bătut acum. Dă-i, 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 dă-i. Na, mă, necredincioșilor. Vezi că e forță și el vrea să dea forfeit. Păi dacă dădeam eu forfeit, mai dădea? 0-0-0, gen. Ah, Doamne. Am avut bulan aici, trebuie să recunosc. Trebuie să joc mai altfel. Acum e riscant pentru că este... Mi-a dat bani, frate. Mamă, ce pic prost am dat acolo, dar bine că am dat, dă-i. Hai mă, lași pe el să da. E gol, că al meu suge p***a. No problem, s-o ocupă mă, a băgat mea și p***a morții mă. Am intrat în meci să vedem ce reușim să facem azi. Pentru că mai devreme am încercat să filmez și ghiciți ce. Nu mi-a pornit filmarea, că de ce să-mi pornesc? Bine, oricum pierdusem pentru că m-a dat cu un player mediocru, dar în fine. Ok, am dat așa, o să dea ăla. Stai că trebuie să o calculez un pic. Mi-a luat un pic până să dau. Aia joacă de pe Steam. Frate, deci am observat, dacă aveți și ocup de pe Steam, vă rog frumos să nu vă mai jucați de pe Steam pentru că e foarte mult lag. Eu în momentul ăsta doar... Deci ăsta o să mă mai joc cu pe Steam. După aia o să mă mut pe Epic Games. Pentru că observ că e foarte mult lag pe Steam. Nu știu, pentru că probabil din cauza că a preluat Epic Games serverul, doamne, Rocket-ul, s-ar putea să aibă gen codul lor, gen... Nu știu, eu tare, nu-mi dau seama. Dacă a preluat Epic Games Rocket League-ul, probabil ei au chestie, nu știu, habar n-am, nu știu cum să explic. Probabil, vă dați seama, probabil nu, dar în fine. A dat cu echipirul meu gol, să zicem nice one. Și uite, am scris la 3.49 și acolo îmi arată timpul. Știți bancul cu timpul? Timpul a mea, na.
foarte frumos, a dat gol. Mi-a zis great pass, eu nu știu ce am făcut acolo, că am luat assist, dar în fine. Chiar habar n-am. Jucăm pe nou sezon, frate. Sezonul 15, frate, nici nu-mi dau seama când a trecut atâta timp, frate. A trecut foarte repede. Și mă ia nostalgia aia puternică, pentru că am intrat în telefon și m-am uitat în conversațiile vechi, pentru că eu așa mai fac de obicei, nu știu de ce. Mamă, ne-am bubuit reciproc. Eu câteodată, când mă ia nostalgia aia gravă, mă mai uit în conversațiile vechi și mă uit la fotografii și așa mai departe. Băi, frate, și am văzut o poză cu Rocket League. Da, dar cu 3-4 am în cava și gura, ce schimbat era jocul. Și băi, era aia chiar îmi lipsește, frate. Și nu știu că sunteți ca mine, nu știu că sunteți ca mine, dar eu, sincer, mi-e dor, frate, de pandemie. Nu mă judecați, dar chiar îmi plăcea să stau online. Gen, acum am terminat clasa 12-a, nu o să mă mai văd cu colegii mei, gen, deloc. Bine, cel puțin până la... Mama, da, gol. Cel puțin până la reuniunea de nu știu câți ani, nu mai știu, de 20 de ani, habar n-am, sincer. Sau de 10 ani, nu știu, habar n-am. Știu asta din filme, că așa nu știu dacă se face. Că o dau eu. Dacă am prost, sincer să fiu. Da, mai bine am dat eu decât adversarul. Eu așa gândesc, passing. Aoleu. Și acum îmi realizez că din cauza pandemiei, eu cu colegii mei nu ne-am cunoscut niciodată ca lumea, gen. Noi ne-am cunoscut doar așa, gen online. Așa să ne cunoaștem, nu prea ne-am cunoscut. Dar în fine, asta este. Liceul trece, viața trece. Dacă nu te bucuri de ea, degeaba. Să nu regrezi nimic în viață, asta este cheia. E mai greu. Depinde și cum ești ca persoană. Pentru că nu toți suntem la fel. Hai că ți-am dat pasă. Flip. Hai că... Oh! L-ai făcut bine. Respect. Cum zice fratele acolo. Băi, și-am mai dat de o poză, frate. Chiar căutam, băi, mă întrebam dacă am poze sau... sau videoclipuri de alea mai vechi, când postam pe canalul meu vechi. E bine, am găsit o poză, frate, și probabil o să vă pun pe ecran. Oricum, canalul ăla nu mai există, din cauza prostiei mele, pe care am avut-o de l-am șters. Dacă nu ștergeam, aveam cel puțin 100.000 până acum, dar asta este. Învăță din greșeli, înțelegi? Dar, da, poate o să fac și un clip special pe treaba asta, pe subiectul ăsta, cum am apucat de YouTube, cine sunt, pentru că foarte mulți dintre voi nu știți cum am apucat de YouTube și cine sunt și așa mai departe. Bine, nu sunt băiatul Sare Gardu, dar vorba vine, gen, și mamă, e un țânțar fix în fața ochilor mei, care a trecut așa razant. M-am speriat așa un pic, opa. Defending, băiatule. Ăla ajunge. Nu spune că e gol. Mamă, făceam infart. Infart miocardic. Nu, nu, nu. Da. Ce pot spune? Foarte frumos. Așa este. Asta e Rocket League-ul, frate. Deci n-ai ce să faci. N-ai că să fă. Că n-ai că să fă. N-ai că să fă. Și nu știu dacă sezonul ăsta o să iau o pauză, pentru că am văzut la Rocket Pass Nissan-ul ăla și îmi cam face cu ochișorul așa un pic. Și nu știu ce, sincer ce să fac. Opa, hai că e bine că am dat înaintea lui dânsul. Bine, am dat în același timp, doar că s-a dus într-o direcție favorabilă. Dă-i tu, te rog. Nu te cred, mai băiatule, ce ai făcut? Băi, am fost atât de ghinionist. Am zis că mor, frate. Și deci mi-a scăzut ratingul, MMR-ul,
Mi-a scăzut la... Mulțumesc foarte mult. Chiar apreciez că mi-ai luat golul de pășut. Adică, ce să zic, așa sunteți voi țăranii, să fiți egoiști, gen. În fine, uite, playeri ăștia nu-i suport deloc. Îmi fur mingile, mai zic, nu era pe poartă. Dar mai ales dacă era pe poartă, de ce trebuie tu să-ți bagi nasul la murdar unde nu-ți fierbe oala? Și acum, nu te cred, frate, că a ratat. Uite și tu. Și vreau să vă zic că mi-a scăzut 33 rating, frate. Nu mă așteptam să-mi scadă atâta. Bine, într-un fel e logic că e gen la început de sezon și... Da. În fine, tot e mult. Sunt curios dacă câștig un meci, ce-mi dă, cât îmi dă, nu știu. Rămâne de văzut, dar în stilul ăsta dacă mă mai dă cu player de ăștia, îmi iau zilele, oricum nu o să mă mai joc Rocket League foarte mult, pentru că m-am decis, trebuie să fac o pauză. Am jucat o grămadă și mai mult m-am enervat decât să mă bucur de joc și na, ce să zic, n-am ce să mai zic. O pasă bună, dar... Bang. Să dea ala, se lovește tavan sau nu s-a lovit. Dă-i mă. Wow, cum a dat-o. Ok. Îmi iau boost. Să dea ala. Wow. Ah, un pic mai așa dacă o dădeam. De fapt, dacă eram eu, dar... În fine, am prezis prost unde vine mingea. Hello, what's up, eu? Normal. Deci am observat, teammate-ul meu s-a dus după gen după boost. Putea să se ducă să contracareze lovitura adversarului, da? În fine, așa sunt playerii ăștia, se bazează, lasă bă că ăla-i prost, gen. Wow, mi le trag cuvintele. La domn senior aici și la doctorul ăsta. Ai dat chiar foarte frumos, nici nu mă așteptam, doctore. Ia uite băi, ce scheme are Irio. Mama, ce nume e ăsta, frate? Irio. Să moară Veta, frate. Da, și acum, bine că nu e gol, dar nici mult mai era. Mă așteptam să o dea ca să dau predict, gen. Am dat, dă-i. Dacă îmi iau boost. Aoleo, trece pe lângă minge, mâncați-aș gura, ce schemele astea? Vai de capul meu și de zilele mele. O, am luat boost, respect. Hai că am dat deasupra lui, dă-i mâncați. Bine, era s-o comit aici un pic, că era să intru în el, dar în fine. Și să-mi spuneți dacă se vede mai bine gen clipul. Pentru că mi-am schimbat setările iar de la OBS. Eu sunt foarte schimbător. Ceea ce nu este foarte plăcut. Ăsta a ratat în fața porții. Era o poartă goală, dar așa îi place lui să fie țărân și să fie și ratangiu. Foarte frumos. S-a făcut o defensivă a la Duc Adam. Nu prea am boost, dar o să-mi ia boost-ul nenorocitul ăsta. Aba, nu? Nu este un nenorocit. Mulțumesc că mi-ai lăsat. Mulțumesc că a anticipat. Chiar te pup, dau și ei forfeit? Da, frate, eu am simțul jocului dezvoltat. Ia să vedem cât îmi dă, plus 15, deci este forță, deci mi-a dat plus 15. Și am intrat în al treilea meci să vedem ce reușim să facem, sper că pot să-l câștig și pe acesta, ca să fie măcar două win-uri din trei meciuri. Dar în fine, băi, așa e frate de fiecare dată când filmez, pentru că când apăs F9 direct, bam, se întâmplă lucruri pananormale, frate. Deci așa e la mine, sunt un om ananormal. Hai că s-a vorbit și am luat și gol, normal. Sorry, păi da, degeaba cer scuze dacă, de exemplu, omor pe un om, ce faci? Scuze, frate, n-am vrut să te omor, dar te-am omorât, eu. Trebuie să-ți înveți greșeala, asta este cel mai important. Dacă nu îți înveți greșeala degeaba, poți să-ți ceri tu scuze până mâine. Ok. Ce-a făcut Ohotsomanu? Mă pleacă mă de aici, am vrut să-i dau bam și am dat. Cum frate să ratezi? Glumești cu moa?
Bang, dam la bară. Nu te cred, frate, nu te cred. Eu nu pot să cred așa ceva. Chiar nu pot să cred, pe bune. Băi, cât căcat au mâncat ăștia? Nu știu, vine pe poartă, dar degeaba, că nu-i nimeni. Al meu sare în pula cu Rexia. Al meu. Mama mea, dacă era pe poartă, era gol la. Nu înțeleg al meu ce faci. Și acum m-am cam enervat un pic și să fiu drept cu voi, sincer, cred că îmi iau zilele după videoul ăsta, pentru că văd că mă dă cu proști, rădătut, gen. Păi normal, cum să dea el gol. Să vine boul ăsta, să dau așa, dar nu o să dea nimeni, pentru că al meu... Băi, deci nu-i înțeleg pe unii playeri, vin în spatele meu, gen, nu știu, la o distanță de 2 metri, să zicem, și nu fac nimic, frate. Am crezut că e pe perete, gen. What the fuck? Oh, bine. Nici mă așteptam, sincer. Foarte frumos, teammate. Joacă și din 2018, dacă... Jucă... Mamă. Bine, al meu. E mai aici de păstimare poza cu masca, e clar. Mai mult de 12 ani nu are. Wow. Ce... Touch-uri, da? Nebunul. Nebunul de salam. Stai că e un boost acum, e bine pusă, dar dă gheorghiță asta, am mai dat odată și cred că e gol. Is a goal. Oh no, it's not a goal, because he's a little bit ratat. Do you know? If you don't know, I know, it's very enough. Nice. Good job, good job. Be careful because he gonna shot. I need boost. How the fuck? Nice. Ai da capul meu, așa dădeam eu când m-am apucat de joc. Mâncați aș sufletul tău. Dă-i. Mamă, rotiri. Bă, degeaba se rotăiește, fratele meu, mai bine nu se mai rotăiește. Vrei să mă vint? Să mă rănaie. Dai. Sus. Mamă, nu mai vedeam nimic de smoke-ul ăla. Nu mai eram sigur pe mine deloc. Foarte frumos. Putem să-i învingem pe ăștia, dar trebuie să ne punem capetele la contribuție, cum zice un mare liric. Dă-i tu, te rog. Ai, că ești la mașii bubuit Deep Mans. Wow, ce nickname foarte deosebit. Hai mă, că ți-am dat o pasă colosală, dar... Cine să dea? Bine. Iată-l acum la balon pe Rădoi, cu o pasă la Chivu, pasă la întâlnire, scapă Dică singur! Du-te, Dică, du-te! Du-te, du-te! What? Băca mea! Eram departe de zid. O pagam ăsta, elei, sexilei. Wow, a dat-o! Dacă eram acolo, dădeam gol, gen. O da? A dat-o, mă. Scârbavnic ăsta. M-am pupat cu teammate-ul meu. Oh my god, și este gol. Este gol? Da, este gol. Al meu. A dat forfeit. Al meu. Este inadmisibil așa ceva. Capul meu. Nu-mi vine să cred că am dat. Nu câștig la 2 versus 1, că ăștia stâmpiți, mă. Ăștia stâmpiți, mă. Mă bubuie. Wow.
Nu-mi vine să cred. Deci dacă câștig pe ăsta chat, nu știu ce merit, dar merit ceva. Nu te cred. Bine, mă! Na, mă, necredincioșilor au câștigat 2 vs 1. Și acum să vezi că n-am filmat. Mamă, păi... Îmi iau, uite așa. Îmi iau toate zilele. Fai de capul meu ce meci. Bine, nu e un meci insane, dar... Pentru un om care e dormit pe el, e ceva. Vai de capul meu, prostul ăsta a ieșit. A ieșit în casă și gura și a câștigat. Mamă, ce bine mă simt. What? Hai că am făcut și un challenge de ăsta. 15K tot trimestru. Da, fraților, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de like, subscribe, să dați un share și să activați clopoțelul pentru a ști când postez. Pa, pa!